Odată cu scenariul roșu, nu numai elevii claselor terminale au rămas acasă, ci și actorii teatrului dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu, împreună cu iubitorii de artă. Spectacolul Tinerețe fără bătrânețe, cu un scenariu după Petre Ispirescu, trebuia să fie jucat duminică, 7 martie. Scenariul galben permitea funcționarea instituției la o capacitate de maxim 30%, însă cel roșu interzice organizarea unor astfel de evenimente. Pe lângă evenimentul de duminică, săptămâna viitoare, actorii aveau programat un spectacol dedicat copiilor, însă și acesta va fi amânat. Din păcate, toate proiectele culturale ce urmau să se desfășoare în următoarea perioadă la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu sunt stopate pentru o perioadă relativ mică, să sperăm noi, de timp. Totul ține de situația epidemiologică. După cum bine știți, a crescut rata incidenței și atunci proiectele teatrului sunt puse în stand-by. Așteptăm redeschiderea sălilor de spectacol pentru a ne reîntâlni cu publicul nostru. Săptămâna următoare trebuia să jucăm pentru cei mici și mai doream reprogramarea spectacolului Tinerețe fără bătrânețe, care s-a jucat foarte puțin. Din aceleași motive, el a fost scos la public chiar când a început pandemia și iată, n-a reușit să fie văzut de foarte mulți iubitori de teatru din Târgu Jiu și din județul nostru. Piesa de teatru s-ar fi jucat cu casa închisă, toate biletele fiind vândute. Instituția va înapoia banii celor care solicită acest lucru, însă de obicei spectatorii preferă să păstreze rezervarea pentru data la care spectacolul va fi jucat și nu sunt foarte mulți care să vrea banii înapoi. Ele vor fi restituite. De fiecare dată am ținut cont de spectatorii noștri, am respectat așa cum se cuvine și avem o relație foarte bună cu aceștia. În trecut am avut surpriza că aceștia să nu dorească să le restituim banii și să aștepte. Următoarele proiecte ale teatrului au avut de așteptat și un an de zile pentru a beneficia de acel bilet, tocmai pentru a sprijini activitatea instituției noastre. Le mulțumim, ne înclinăm în fața domnilor lor și îi asigurăm în continuare de toată dragostea și de toată prețuirea noastră. Municipiul Târgu Jiu își va menține restricțiile specifice scenariului roșu până pe data de 17 martie la ora 24. Astăzi, data de incidență la nivelul reședinței de județ a fost de 3,27 cazuri la 1000 de locuitori, aflându-se într-o ușoară creștere.